Da, bună ziua. Putem începe. Bună ziua, stimați chișinăuieni, stimați reprezentanți ai mass media, vă mulțumim că ați dat acordul pentru această conferință de presă. Vrem în această conferință să facem totalurile acestei campanii, astfel cum astăzi este ultima zi de campanie, și vrem să tragem linie și să spunem câteva concluzii. După cum știți, eu am candidat la alegerile pentru funcția de primar general acum 4 ani și vreau să vă spun că în comparație cu ceea ce a fost atunci, am avut o campanie foarte anemică și foarte lipsită de sens. Eu împreună cu echipa Platforma DA am dus o campanie activă, o campanie de informare. Am avut sute de întâlniri electorale, atât în oraș cât și în suburbii. Am avut și am participat la dezbateri, la toate canalele, la toate posturile, la toate instituțiile de media care ne-au invitat. Am avut discuții cu 10.000 de chișinăuieni. Am întrebat care sunt problemele oamenilor. Am încercat să vedem cum văd ei lucrurile. Și am văzut că, din păcate, oamenii sunt induși în eroare, sunt manipulați și se încearcă manipularea acestor alegeri. Acest lucru nu s-a întâmplat acum, acest lucru s-a întâmplat de mai mulți ani. Din fiecare troleibuz, din fiecare televizor, din fiecare site, se promova mesajul prin care Ivan Ceban se poziționa ca un mare gospodar, ca un om care a schimbat la față Chișinăul, că Chișinăul se modernizează, că se dezvoltă, că acuși ajungem Parisul din urmă. În realitate, lucrurile sunt departe de a fi astfel și cetățenii, din fericire, înțeleg acest lucru. Din păcate, așa ca și în alte campanii precedente, am avut foarte mulți candidați, neașteptat de mulți de data asta, însă majoritatea dintre ei sunt candidați de tipul care apar înainte de alegeri și dispar imediat după. Este regretabil că toți candidații reali, candidații cu șanse, candidații pro-europeni, s-au lăsat hipnotizați de propaganda lui Ceban și l-au considerat de neînvins. Nici măcar nu au încercat să lupte. Eu și echipa Platforma DA am fost unicii care am luptat în această campanie. Am refuzat să credem în minciunile lui Ceban și am îndrăznit să spunem adevărul despre cine este Ceban și care sunt realizările lui, de fapt, reale în Chișinău. După cum ați văzut, Ceban a evitat dezbaterile. În special, a evitat dezbaterile cu mine. Deși l-am invitat și în dezbaterile televizate, și în dezbateri în spațiu public deschis, a refuzat să răspundă la întrebările mele. A refuzat să răspundă despre transformarea primăriei în partid politic, despre irosirea banilor publici pe proiecte necalitative de PR, despre falimentarea întreprinderilor municipale, despre construcțiile ilegale din oraș, despre lipsa de soluții la problemele sistemice ale Chișinăului, cum sunt ambuteiajele, starea proastă a drumurilor, starea proastă a curțelor de bloc, problema câinilor maidanezi. Ceban a refuzat, pur și simplu, să discute cu cetățenii. Și nu înțelegem de ce, pentru că atunci când susții că ai dreptate, că adevărul e de partea ta, nu ai ce ascunde. Poți să ieși cu sufletul deschis la dezbateri și să-ți pui opinia, să spui poziția ta. Dacă nu faci acest lucru, înseamnă că ai ce ascunde. Fiecare ieșire a lui Ceban ar fi însemnat minus câteva zeci sau chiar sute de voturi. De asta el a fost ținut în mod special
acasă. Nu s-a prezentat la dezbateri, n-a fost la întâlniri cu cetățenii, nu a acceptat să răspundă la nicio întrebare. A refuzat de asemenea să răspundă sau să dea explicații măcar la întrebările despre relațiile sale cu agenții FSB, despre care a scris presa, și despre atitudinea sa față de războiul început de Putin în Ucraina. A refuzat să explice cum a devenit peste noapte dintr-un pro-rus înflăcărat, dintr-un socialist, s-a transformat peste noapte într-un pro-european. De asemenea, a fost lipsit sau a lipsit răspunsul la întrebare de ce în 4 ani de zile Ceban nu a atras niciun euro din fondurile europene pentru dezvoltarea Chișinăului. În această campanie electorală, Ivan Ceban a demonstrat un singur lucru, că este un fricos și un laș. Este un politician cinic care folosește primăria în scopurile sale politice de pregătire pentru alegerile prezidențiale și parlamentare. Spre regret, de asemenea, candidatul din partea guvernării a dus o campanie absolut inertă. A evitat să-l critique deschis pe Ceban și nu a reușit nici măcar să explice alegătorilor propriului partid că nu trebuie să-l voteze pe falsul pro-european Ceban. În acest sens, noi am făcut totul ca să explicăm oamenilor care este pericolul pentru cursul pro-european al Moldovei. Am făcut totul ca să mobilizăm oamenii care cred în viitorul nostru european, ca să nu-i permitem lui Ceban să câștige din primul tur. În această campanie am demonstrat că doar eu am forța și determinarea să trec în turul 2 și să-l înving pe Ceban. Duminică, 5 noiembrie, este foarte important să ieșim la vot, să ne mobilizăm și să votăm pentru adevărații candidați pro-europeni. Să votăm pentru un viitor european, pentru Chișinău și pentru Republica Moldova. La 5 noiembrie, votați Victor Chironda, votați echipa Platforma DA. În toate buletinele de vot. Atât în Chișinău, cât și în suburbii, cât și în localitățile din țară. Vă mulțumim!